Etapa a doua a imunizării anticovid urmează să înceapă mâine. Lucrătorii din domeniile cheie, persoanele peste 65 de ani și cele cu boli cronice pot începe să se programeze pe platformă din data de 15 ianuarie, iar la nivelul Gorjului sunt disponibile mai multe centre. Salariul minim pe economie crește cu o pâine pe zi. Majorarea anunțată intră în vigoare chiar de luna aceasta, iar în buzunarul românilor vor intra 40 de lei lunar. Situația COVID în România înregistrează cifre mai bune. A scăzut din nou numărul deceselor, dar și numărul cazurilor înregistrate. Peste 30 de noi cazuri au fost raportate astăzi în Gorj, dar și alte două decese. Pe de o parte creștem, pe de alta tăiem. 2021 va fi un an greu, mai ales din punct de vedere economic. După aproape un an de pandemie, România pare că nu este pregătită nici pe plan educațional, nici pe plan sanitar, iar frământările oamenilor amplifică tensiunea de la nivelul țării. Cum vom reuși să gestionăm anul 2021, rămâne de văzut. Noi putem doar să sperăm că vor veni și vremuri mai bune. Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Teodora Tomescu și vă prezint știrile Gorj TV. Azi s-a încheiat prima etapă de vaccinare, iar începând de mâine se va da startul celei de-a doua. Populația vizată de imunizare ar fi lucrătorii din domeniile cheie, persoanele peste 65 de ani și cele cu boli cronice. La nivelul județului nostru, 5 centre comunitare vor fi disponibile, iar alte 4 centre de la nivelul spitalelor vor fi în continuare funcționale. Vineri, 15 ianuarie, începe o nouă etapă de vaccinare, iar circa 5 milioane de români sunt eligibili pentru vaccin, adică persoanele de peste 65 de ani, cele cu boli cronice și persoane din industrie cheie. Tot de mâine, începând cu ora 15, devine funcțională și platforma informatică pe care se pot face înscrieri. De asemenea, și medicii de familie pot prelua cererile pacienților. La nivelul întregii țări sunt peste 10.000 de centre de vaccinare, iar 40.000 de persoane sunt vizate în această etapă. La nivelul județului Gorj au fost stabilite 5 centre comunitare pentru etapa a doua de vaccinare și anume 2 centre la Târgu Jiu, unul în cadrul sălii de sport a școlii gimnaziale Constantin Brâncuș și unul la stadionul municipal, un altul la Clubul Pensionarilor din Cărbunești, la Școala Catolică din Motru și la Căminul Cultural din Bâlteni. Pe lângă aceste noi centre vor rămâne în continuare funcționale 4 din cele 8 centre de vaccinare constituite la nivelul spitalelor din județul Gorj, la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu și la spitalele orășenești din Nova Turceni și Rovinari. La centrele comunitare se pot vaccina aproximativ 60 de persoane pe zi, începând cu săptămâna viitoare. Etapa a doua de vaccinare vizează populația cu grad de risc și lucrătorii care desfășoară activități în domenii cheie. În prima fază vor fi vaccinate persoanele cu grad de risc, mai exact adulții cu vârsta peste 65 de ani și persoanele care suferă boli cronice. Menționăm că în categoria bolilor cronice se încadrează următoarele afecțiuni: diabet zaharat, obezitate, alte boli metabolice, inclusiv congenitale, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni renale, afecțiuni oncologice, afecțiuni pulmonare, afecțiuni neurologice, afecțiuni hepatice, precum și imunodepresii severe, cum ar fi pacienții infectați cu HIV. În perioada 15-19 ianuarie se desfășoară campania de vaccinare și în centrele de asistență medico-socială și rezidențiale. Prin echipe mobile formate din reprezentanții DSP Gorj, 432 de doze de vaccin fiind repartizate. Din categoria persoanelor care se pot imuniza începând de mâine, fac parte și cadrele didactice. La nivelul județului Gorj, numărul personalului didactic care și-a exprimat dorința de imunizare este unul destul de scăzut, sub 50%. Procesul de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 este programat în 3 etape. Etapa 1, vaccinarea personalului medical și social, se încheie astăzi, 14 ianuarie, iar începând de mâine, 15 ianuarie, va începe etapa a doua. Etapa a doua de vaccinare cuprinde vaccinarea populației cu grad ridicat de risc și lucrătorii care desfășoară activități în domeniile cheie. În această categorie de persoane se încadrează și personalul didactic. La nivelul județului Gorj, mai puțin de 50% dintre cadrele didactice doresc să se vaccineze împotriva COVID-19, conform informațiilor oferite de Inspectoratul Școlar Județean Gorj. În urma centralizării datelor din unitățile de învățământ din județ, a rezultat că doar 41,08% din personalul didactic de predare vrea să fie supus vaccinării. În ceea ce privește personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic, și-au exprimat dorința imunizării doar 40,92%, respectiv 36,17%.
La nivelul Inspectoratului Școlar Județean, situația vaccinării se prezintă total diferit. Un procent de 75% din personal a optat pentru vaccinare și doar 10 persoane și-au exprimat dezacordul. Ca urmare a solicitării Direcției Generale Învățământ Preuniversitar în cadrul Ministerului Educației, transmisă inspectoratelor școlare din întreaga țară în data de 5 ianuarie 2021, cu privire la disponibilitatea personalului unităților de învățământ din județul Gorj de a se vaccina împotriva virusului SARS-CoV-2, Inspectoratul Școlar Județean a centralizat următoarele date. 41,8% din personalul didactic de predare, respectiv profesorii, și-au exprimat disponibilitatea de a se vaccina. 40,92% din personalul didactic auxiliar au ales același lucru și doar 36,17% din personalul nedidactic a optat pentru a se vaccina. Iar la nivelul inspectoratului școlar, un procent de 75% a ales să se vaccineze. La nivelul județului Gorj, toate centrele de vaccinare destinate imunizării populației din etapa a doua sunt pregătite, iar personalul medical așteaptă să-și înceapă activitatea începând de mâine. Este oficial, luna ianuarie vine și cu scumpiri, dar și cu creșteri salariale. Cele din urmă se rezumă doar la 70 de lei brut. Așadar, românii care trăiesc cu salariu minim pe economie se pot bucura la încă 40 de lei lunar. Astfel, pe masa zilnică a românilor se va regăsi o pâine în plus. 2021 vine cu creșteri de facturi, de prețuri, dar și de salariu. Românii încadrați cu salariu minim pe economie vor primi mai mult cu 70 de lei brut, de la 2230 de lei brut la 2300 de lei. Am putea spune că guvernul a rotunjit veniturile salariale. Deși este cea mai mică majorare a salariului minim, guvernul anunță printr-o postare pe Facebook că păstrează puterea de cumpărare a românilor. În ședința de guvern de astăzi a fost aprobat actul normativ prin care se stabilește salariul minim pentru anul 2021 la 2300 de lei. Astfel, salariul minim va crește cu 3% peste rata inflației în 2020, păstrând puterea de cumpărare a românilor. Aproape 1,5 milioane de români, adică un sfert din totalul angajaților din România, sunt plătiți cu salariul minim, majorat acum cu 3,1%. Premierul Florin Câțu a anunțat și că majorarea poate fi aplicată chiar din această lună. Întrucât salariile pe luna ianuarie sunt plătite în februarie, angajații ar putea primi banii începând de luna viitoare. Bineînțeles că poate fi aplicat la 1 ianuarie, pentru că în februarie se plătesc salariile pentru luna ianuarie. Deci este destul timp și astfel salariul minim va crește în 2021 cu 3%, așa cum am anunțat, peste rata inflației în 2020, deci și peste estimarea de rată de inflație în 2021. Cu cei 40 de lei în plus lunar, românii vor putea cumpăra o pâine pe zi. Dacă împărțim majorarea salarială la numărul de zile dintr-o lună, românii vor putea cheltui cu mai puțin de 1 leu și 50 de bani în fiecare zi, față de anul trecut. Ecaterina Teodoroiu este un personaj istoric reprezentativ pentru municipiul Târgu Jiu. Ziua de astăzi a marcat împlinirea 127 de ani de la nașterea marii eroine, astfel că autoritățile au adus și au organizat o manifestare în piața prefecturii, unde au adus omagii eroinei de la Jiu. Astăzi, 14 ianuarie, se împlinesc 127 de ani de la nașterea Ecaterinei Teodoroiu, cercetașă și participantă la primul război mondial, unde s-a sacrificat eroic în bătălia de la Mărășești, în momentul în care se afla în fruntea unui pluton de infanterie al armatei române. Ecaterina Teodoroiu, pe numele real Cătălina Vasile Todoroiu, s-a născut la Vădeni, astăzi partea orașului Târgu Jiu, într-o familie de agricultori. Autoritățile au organizat o acțiune închinată eroinei de la Jiu, în piața prefecturii, unde Gheorghe Nichifor, consilier județean și profesor de istorie, a ținut un discurs în care a prezentat cu mândrie istoria marii eroine. Iată, sunt 127 de ani de când aici, în Vădenii Gorjului, vedea lumina zilei această importantă personalitate a neamului românesc, având o figură tragică în trecutul nostru. Tânăra aceasta, care s-a școlit în satul natal, pentru că Vădeni era la momentul respectiv o localitate din preajma orașului Târgu Jiu, apoi aici, la Târgu Jiu, a avut cutezanța să creadă că poate să fie ceea ce este mai frumos în aria aceasta a disciplinelor
și anume profesoare, educatoare. În continuare, Victorița Lăcătușu a adus un omagiu Ecaterinei printr-un cântec de jale, iar membrii ansamblului Doina Gorjului, împreună cu membrii Consiliului Județean, au depus flori la mausoleul eroinei. Ecaterina Teodoroiu a fost, prin exemplul sacrificiului personal, eroina simbolă a primului război mondial. A fost femeia soldat care nu a dorit să rămână în spatele liniilor unde se dădeau luptele, ci a ales să fie acolo unde moartea lovea pe nevăzute. Direcția Publică de Protecție Socială Târgu Jiu distribuie în această perioadă vouchere de vacanță tuturor asistenților personali ai persoanelor cu handicap. Astfel, toți cei 437 de asistenți trebuie să meargă la casieria primăriei din Târgu Jiu cu actul de identitate pentru a ridica tichetele de vacanță. Asistenții personali ai persoanelor cu handicap de pe raza municipiului Târgu Jiu pot intra în această perioadă în posesia voucherelor de vacanță. Alina Toader, directorul executiv al DPPS Târgu Jiu, invită toți cei 437 de asistenți personali să se prezinte cu actul de identitate la casieria primăriei municipiului pentru ridicarea voucherelor de vacanță care în prezent sunt pe suport electronic. Distribuirea voucherelor se face într-un anumit orar, iar înainte de ridicarea lor, salariații trebuie să semneze un proces verbal privind aducerea la cunoștință a conținutului regulamentului în ceea ce privește acordarea sub formă de carduri. Noi am început distribuirea voucherelor de vacanță pentru asistenții personali pe care avem noi în plată. Avem un număr de 437 de persoane care trebuie să ridice voucherele de la Primăria Târgu Jiu. Lucrăm prin intermediul casieriei Primăriei Târgu Jiu pentru că oamenii cunosc această locație și în fiecare an de acolo am distribuit voucherele. S-a stabilit și un program zilnic de distribuire, luni și miercuri între orele 13:15-13:30. Marți și joi, între orele 13:16-16:30, vineri de la 11:00 la 13:30. În această perioadă vor fi prezente colegele noastre, două dintre colegele de la salarizare, pentru a le distribui voucherelor asistenților personali. Dumnealor trebuie să se prezinte cu actul de identitate, semnează pentru primirea cardului și a PIN-ului. Voucherele de vacanță se acordă proporțional cu perioada lucrată anterior. Astfel, orice persoană care a fost salariată a DPPS, chiar dacă ulterior i-a încetat contractul de muncă, primește tichete de vacanță corespunzătoare perioadei lucrate. Este sau nu constituțională majorarea cu 40% a pensiilor? Atât în timpul ședinței, cât și după aceasta, informațiile apărute arătau că decizia curții ar fi fost favorabilă majorării. Comunicatul oficial transmis ulterior a demonstrat contrariu. Imediat după ședința Curții Constituționale au apărut informații că judecătorii au decis că majorarea pensiilor cu 40% este constituțională, adică Parlamentul a avut dreptate și Guvernul a sesizat degeaba CCR. Oamenii s-au bucurat degeaba. Comunicatul transmis de Curtea Constituțională a arătat exact contrariul. CCR precizează că a fost admisă obiecția de neconstituționalitate și că dispozițiile articolelor din lege sunt neconstituționale. Curtea mai arată și că decizia a fost admisă cu unanimitate de voturi. Pe scurt, guvernul a avut dreptate, iar modificarea socialdemocraților este neconstituțională. Mai mult, curtea explică faptul că eliminarea din ordonanța dată de guvernul Orban a articolelor prin care pensiile erau majorate cu doar 14% creează un vid legislativ. Parlamentarii PSD nu au specificat o nouă valoare a punctului de pensie, ci doar au eliminat articolele din ordonanța de urgență, presupunând că automat intră în vigoare majorarea de 40%. În acest caz, legea majorării cu 40% a pensiilor se va întoarce în Parlament pentru a fi modificată. În acest moment este în vigoare ordonanța de urgență dată de guvernul Orban, care prevede majorarea punctului de pensie cu 14% de la 1 septembrie 2020. Chiar dacă decizia curții ar fi fost alta, nu ar fi avut niciun impact în plan practic. Legea ar fi mers spre promulgare la președintele României, iar acesta ar fi avut varianta de a o trimite înapoi în Parlament pentru reexaminare. Cu alte cuvinte, același rezultat ca și în cazul în care legea ar fi fost constituțională.
Bărbatul din comuna Prigoria, care a fost dat dispărut acum câteva zile, a fost găsit de săteni în cursul zilei de astăzi. Din păcate, bărbatul în vârstă de 53 de ani nu mai prezenta semne vitale, iar cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj. Bărbatul în vârstă de 53 de ani din comuna Prigoria, care a fost dat dispărut în urmă cu 3 zile, a fost găsit fără viață pe un teren agricol. Acesta se afla la aproximativ 1 km distanță față de locuința sa în satul vecin. Martorii spun că bărbatul era murdar de noroi și înghețat și autoritățile locale s-au implicat în căutarea celui dispărut. Primarul comunei a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare prin care a chemat cetățenii să se implice în căutarea bărbatului. Fac apel către toți cetățenii comunei Prigoria care sunt dispuși să ne ajute voluntar în căutarea persoanei dispărute. Locul de întâlnire joi 14.1.2021 la ora 10, la intersecția cu satul Negoiești. Tot oamenii au fost și cei care au găsit trupul neînsuflețit. Polițiștii au transmis că nu au fost constatate leziuni pe cap, trunchi sau membre cu ocazia examinării vizuale. Cadavrul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea necropsiei. Oamenii legii au deschis și un dosar penal pentru ucidere din culpă. Reamintim că bărbatul în vârstă de 53 de ani a plecat în mod voluntar de la domiciliu în data de 7 ianuarie, iar cea care a alertat autoritățile a fost chiar sora acesteia 4 zile mai târziu. Uzina mecanică SADU ar putea beneficia de investiții după un proiect similar cu cel de la Complexul Energetic Oltenia. Dacă uzina ar beneficia de o modernizare, producția ar urma să fie mult mai eficientă. Uzina SADU ar putea beneficia de investiții pentru eficientizarea producției. Planul ar fi după modelul CEO, iar ulterior acesta ar putea fi dus la Comisia Europeană. UME SADU a mai primit în anul 2019 24 de milioane de lei, iar apoi încă o tranșă de aproximativ 25 de milioane. Anul viitor ar urma să primească încă 20 de milioane de lei. În total, statul va sprijini compania cu aproape 65 de milioane de lei până în 2022. Cu acești bani, uzina SADU achiziționează utilaje necesare fluxului de lucru. Prezent în emisiunea În interes public difuzată aseară la Gorj TV, deputatul Dan Vâlceanu spunea că interesant ar fi ca uzina mecanică SADU să beneficieze de un proiect similar Complexului Energetic Oltenia. Un audit ar face planul de eficientizare cu care ar merge la Comisia Europeană, iar ulterior ar notifica pentru un ajutor de stat. Din punctul meu de vedere, ceea ce ar fi cu adevărat interesant ar fi ca la uzina mecanică SADU să facem un proiect cum s-a făcut la Complexul Energetic Oltenia. Adică să-ți vină o companie să-ți facă un audit serios, să-ți facă un plan de eficientizare, să mergi cu el la Comisia Europeană, la fel, să-ți notifici pentru ajutor de stat și de la guvern să-ți vină, nu știu, 60-70 de milioane de euro și să pui fabrica asta pe roate la nivelul tehnologiei. Pentru că ei au comenzi de nu fac față. Vâlceanu spune că dacă UME SADU acceptă toate comenzile, costul de producție ar fi peste prețul pe care îl oferă piața. Astfel, compania ar fi în pierdere. Deputatul a declarat că anul trecut a avut o discuție cu fostul ministru Virgil Popescu, însă acum aceasta trebuie reluată cu actualul ministru. La uzina mecanică SADU, acționari sunt Romarm și Ministerul Economiei. Cel din urmă a devenit majoritar acum câțiva ani, când s-au alocat mai mulți bani pentru sistemul de apărare. Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj are un anunț pentru angajați, dar și pentru angajatori. Salariații se pot întoarce la muncă după ce au fost infectați cu noul coronavirus, chiar dacă nu au efectuat un al doilea test. Este bine de știut că aceștia trebuie să respecte totuși niște măsuri. Până în prezent, numeroși angajați se confruntau cu probleme la întoarcerea la locul de muncă, după ce fie au stat în carantină, fie au fost pozitiv COVID-19 și s-au vindecat. Acestora nu li se permitea întoarcerea la serviciu decât dacă prezentau un test SARS-CoV-2 negativ. Acest lucru punea însă în dificultate numeroși cetățeni, care nu aveau posibilitatea financiară de efectuare a unui astfel de test. Instituția Avocatului Poporului a adus la cunoștință Inspecției Muncii aceste situații, iar ulterior o serie de măsuri au fost luate. Astfel, pacienții asimptomatici sau simptomatici cu forme ușoare ce au încheiat perioada de 14 zile de izolare, declarați vindecați, se pot întoarce la locul de muncă fără obligația efectuării celui de-al doilea test. Persoanele în cauză trebuie însă să păstreze măsura distanțării fizice și purtării a măștii de protecție pentru încă 10 zile.
ITM Gorj transmite angajatorilor faptul că pacienții asimptomatici sau simptomatici cu forme ușoare ce au încheiat perioada de izolare de 14 zile de la data primului test pozitiv, declarați vindecați fără al doilea test de control, își pot relua activitățile curente și profesionale cu păstrarea distanțării și purtarea măștii acasă și la locul de muncă pentru încă 10 zile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, fără a fi condiționați de efectuarea unui nou test. Decizia întoarcerii la locul de muncă fără un al doilea test nu este una nouă, ci este prevăzută în Ordinul Ministerului Sănătății numărul 1513 din 2020. În România, situația COVID pare să se îndrepte pe un drum mai bun. Numărul de noi cazuri este în scădere, la fel și cel al deceselor COVID-19. Dacă ne obișnuisem cu o rată de pozitivare de peste 15%, astăzi aceasta s-a redus cu aproape 2%. România a înregistrat în ultimele 24 de ore un număr de 26.709 teste, dintre acestea 3.525 fiind pozitive. Rata de pozitivare se pare că este mult mai scăzută față de zilele trecute, și anume 13,1%. Numărul deceselor COVID este unul destul de scăzut și el. 66 de români au murit în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2, cu 22 mai puțin decât ieri. La terapie intensivă observăm însă o ușoară creștere a numărului de internări. 1101 pacienți se află în stare gravă la ATI. Până în prezent, pe teritoriul României, aproape 685.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate. 614.545 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 17.035 au decedat. La nivelul județului Gorj, numărul de noi cazuri raportate este 31. Din păcate, au fost înregistrate încă două decese în urma infectării cu noul coronavirus. Este vorba despre doi bărbați, ambii prezentând și alte afecțiuni medicale. De la ultima informare transmisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, au fost înregistrate încă două decese. Primul deces a fost un bărbat în vârstă de 63 de ani care prezenta următoarele comorbidități: hipertensiune arterială, boală cronică renală, diabet zaharat și fibrilație atrială. Un alt deces a fost un bărbat în vârstă de 82 de ani care prezenta următoarele afecțiuni medicale: hipertensiune arterială și insuficiență renală. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Gorj, au fost înregistrate alte 31 noi cazuri de îmbolnăvire, situația prezentându-se astăzi. Avem 23 de teste pozitive de la laboratorul din sistemul public și 8 teste pozitive de la laboratoarele din sistemul privat. De la începutul pandemiei, 5.354 de persoane au fost confirmate pozitiv pe raza județului Gorj. 4.965 de gorjeni s-au vindecat, iar 263 au decedat. În ceea ce privește coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculate de către direcțiile de sănătate publică, județul Gorj înregistrează 0,83 la 1.000. În scenariul roșu se mai află în prezent doar 4 județe: București, Cluj, Ilfov și Timiș. Mai mică rată de infectare la nivel național se înregistrează în Harghita, 0,64, iar la polul opus, cea mai mare rată de infectare este la nivelul județului Ilfov, 4,45 la 1.000. Despre etapa a doua a campaniei de vaccinare care stă să înceapă, dar și despre alte probleme ale județului, vorbim după o scurtă pauză cu prefectul de Gorj, Cosmin Pistol. Revenim imediat. Am revenit și îl avem în legătură directă cu noi, cu prefectul de Gorj, Cosmin Pistol. Bună seara! Să rămâne, bună seara, bună seara, gorjeni! În primul rând, pe buzele tuturor stă întrebarea: începe sau nu începe mâine a doua etapă de vaccinare? Da, începe mâine a doua etapă de vaccinare, dar începe din inițiativa DSP Gorj, astfel că în perioada 15-19 ianuarie 2021 se vor face primele vaccinări din etapa a doua, aici fiind incluse persoanele din zona centrelor de asistență medică sociale și rezidențiale, unde se vor face un număr de 432 de vaccinări conform datelor transmise de DSP Gorj. Rămânând ca, începând cu data de 18 ianuarie 2021, din informațiile pe care le dețin în urma videoconferințelor de la nivel de DSP, pe care le-au avut cu Comitetul Național de Coordonare a Vaccinării, să fie operaționalizate la nivel de județ Gorj 5 centre de vaccinare, și anume la Bălteni, respectiv Căminul Cultural Bălteni, la Motru, Școala Generală numărul 1,
la Târgu Cărbunești, Clubul Pensionarilor, Târgul Cărbunești, și la Târgu Jiu două centre, și anume sala de sport Școala Generală numărul 12 și stadionul municipal din Bulevardul Constantin Brâncuș. Este totul pus la punct? Da, dacă vorbim despre aceste centre și de inițiativa DSP-ului de a interveni și a vaccina în zona centrelor rezidențiale și medico-sociale, așa cum ni s-a comunicat, este pus la punct. Ce reguli trebuie să respecte aceste centre? După cum știți, ele au fost autorizate de către DSP Gorj. Dacă mă întrebați, vor avea o zonă de triaj, o zonă de așteptare, o zonă propriu-zisă de vaccinare și o zonă post-vaccinare, în care se vor lua toate măsurile ca acest proces de vaccinare să se efectueze corespunzător. Avem în această a doua etapă lucrătorii din domenii cheie și persoanele cu grad ridicat de risc. Se va prioritiza cumva și această ordine? Da, în primă fază vor avea prioritate persoanele cu vârsta peste 65 de ani și persoanele care suferă de boli cronice, urmând după aceea să fie vaccinate acei lucrători din zonele și din zonele esențiale. Mai exact, care sunt aceste domenii cheie? Cine se poate vaccina practic? Păi vă pot da câteva exemple, începând de la apărare și ordine publică, la lucrători din guvern, președinție, instituții subornate acestora, lucrători din zona de procesare, distribuție și comercializare a alimentelor de bază, precum panificație, lactate, carne, fructe, lucrători din zona unităților de producție, transport și distribuție a medicamentelor și materialelor sanitare, centrale electrice, producție, transport și distribuție de curent electric, lucrători din zona nodurilor feroviare, până desigur și angajați din zona mass media, din zona pe care și dumneavoastră o reprezentați, pentru că anumiți salariați din zona mass media fac reportaje în zona unităților medicale care tratează bolnavi COVID-19. Sunt câteva din exemple. Prefectura se numără printre acestea? Da, prefectura intră în faza 2. Și sper ca să fiu printre primii care se vaccinează. După cum știți, am fost infectat cu acest virus. Nu e de joacă. Sentimentele prin care am trecut și stările prin care am trecut nu le doresc niciunui gorjean. De aceea îi rog să fie foarte atenți când analizează situația de a se vaccina sau a nu se vaccina. Pentru că, repet, nu este de joacă, pericolul nu a trecut. Ați făcut o situație, câți angajați din prefectură se vor vaccina? Din păcate, la ora actuală, din cei 68, incluzând aici serviciile de matriculă și permise și pașa parte, doar 32, dintre care mă număr și eu, și-au exprimat dorința de a se vaccina. Sper că numărul acesta va crește. Au motivat cumva acest refuz? Nu, bă, cum știți, este o decizie individuală a fiecăruia și nu poți să obligi la nivel de instituție ca cineva anume să se vaccineze. Dar vaccinându-se din ce în ce mai multe persoane, sper ca încrederea populației să crească, încrederea gorjenilor să crească și să depășim cu toții cu bine această pandemie. Cum trebuie să procedeze cetățenii? Trebuie să meargă la medicul de familie? Care este procedura? Pentru a se programa în faza 2 există câteva variante și anume se pot înscrie individual pe acea platformă, pot apela la numărul unic național 021 414 44 25, care vor fi preluate în cele 42 de call center. Pot să fie înscriși cu ajutorul direcțiilor de asistență socială din cadrul primăriilor, pot să se înscrie cu ajutorul aparținătorilor, care pot să-și facă cont și să înscrie cel mult 10 persoane din familie,
În cazul bolnavilor cronici este indicat să fie înscriși de către medicii de familie. De asemenea, angajații din activități din domenii cheie pot fi înscriși de către angajator. Câte, s-a făcut o situație, cam câte persoane vor beneficia, cel puțin din Gorj, de acest vaccin? Da, s-a estimat și pentru faza 2 vom avea aproximativ un număr de 30.000 de doze. Deci cumva se vor vaccina 30.000 de persoane. Pe zi, cam câți gorjeni ar putea fi vaccinați? La început, în centrele pe care vi le-am spus anterior, s-a făcut o estimare și cam 60 de vaccinări pe zi, pe fiecare centru din cele 5 estimate, bineînțeles cu având prioritate acele persoane pe care le-am amintit. Școlile se vor deschide și ele luna viitoare, sunt pregătite? Dacă vorbim despre școli, și sper ca luna viitoare școlile să se deschidă, pentru că cel puțin la nivel de județ stăm bine ca și incidență la ora actuală, datorită domnilor primari care au făcut eforturi mari la început de an școlar pentru a deschide în condiții de siguranță și s-au respectat la nivelul școlilor măsurile impuse în pandemie de igienă, de curățenie, de dezinfectare. Domnii primari au asigurat unitățile școlare de tot ceea ce trebuie, dar cred că s-ar putea deschide în condiții de siguranță. Mai avem acum, după sărbători, localități în scenariul roșu, cam care ar fi situația, care ar fi bilanțul? În scenariul roșu, la nivel de județ Gorj, astăzi nu avem nicio localitate. Avem 10 localități în scenariul galben, adică cu indice mai mare de 1,5 la mie, restul OAT-urilor aflându-se sub acest indice. Cumva stăm bine, dar tot ce pot să vă spun este că de câteva zile, ca aproximativ de o săptămână, acest indice la nivel de județ Gorj crește, ceea ce nu este o veste tot mai bună. De asemenea, există o anumită presiune în zona ATI, zona ATI a patrulor din spital, unde ieri erau 0 locuri, deja astăzi de dimineață mi se raportaseră doar 2 disponibile, care, după cum știți, în dinamică se pot ocupa imediat. Deci, repet și atrag atenția gorjenilor că pericolul nu a trecut să analizeze de 2 ori pentru opțiunea de a se vaccina sau nu. Față de perioada de dinainte a sărbătorilor, așa cum a spus și dumneavoastră, se observă o creștere a cazurilor. Restricțiile impuse au fost benefice? Consider că toate restricțiile impuse și restricțiile date prin hotărâre de guvern de prelungire a stării de alertă ne-au ajutat să luăm cele mai bune măsuri pentru a combate această pandemie. Dacă ne uităm astăzi, județul Gorj, datorită acestor măsuri care au fost respectate și de către gorjeni, lucrurile stau destul de bine comparând cu alte zone ale țării. Sunt organizate de altfel și coordonate de instituția prefectului acțiuni de verificare și controale în echipaje mixte. În anumite cazuri se mai dau și amenzi. Au fost eficiente acestea? Da, consider că au fost eficiente. Poliția, jandarmeria în toată această perioadă și-a făcut treaba, DSP-ul, de asemenea, ne-am văzut ori de câte ori a fost nevoie, poate de 3-4 ori pe săptămână, în Comitetul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției. Ne-am văzut de nenumărate ori și împreună cu managerii de spitale. Împreună, cred că am luat în această perioadă și cu toții pe care am amintit, vă pot confirma, am luat decizii, zic eu, bune. În această perioadă am asistat, din păcate, și la anumite tensiuni. Au fost organizate proteste în piața prefecturii și știm că ați discutat cu liderii de sindicat. Ați transmis nemulțumirile lor? Așa este. Dacă vorbim de cei de la Sanitas, i-am invitat, am avut anumite discuții,
am primit un memoriu și l-am trimis imediat în atenția Ministerului Sănătății, în atenția Ministerului de Finanțe și în atenția, implicit în atenția Guvernului României. Ați primit vreun răspuns? După cum știți, ieri, alaltă ieri a fost acest protest și așa repede nu cred că se vor întâmpla lucrurile. O altă problemă cu care se confruntă cetățenii municipiului Târgu Jiu este, bineînțeles, legată de groapa de gunoi. Știm că v-ați implicat în această problemă, dar până la urmă, care ar fi soluțiile? Dacă mă întrebați pe mine, cred că cea mai bună soluție ar fi o groapă de gunoi a județului Gorj. În momentul de față ne aflăm într-o situație de monopol. Și practic acest operator de gunoi cunosc foarte bine situația, m-am implicat în această zonă împreună cu instituții și așa văd eu soluția. Județul Gorj are nevoie de o nouă groapă, un nou depozit de gunoi, mult mai bine gestionat pentru a nu mai cădea în această situație de monopol. Unde ar trebui el amplasat astfel încât să nu mai avem această problemă? Cred că într-o zonă mult, mult, mult mai îndepărtată de orice reședință, de orice casă, ca să nu mai creeze atâtea probleme din punct de vedere al mirosului. Și până la urmă, cred că problema majoră e de modul de a gestiona un asemenea depozit. Așa cum se întâmplă astăzi, lucrurile nu stau deloc bine. Am impus nenumărate măsuri, sper că vom reuși să ducem la bun sfârșit toate acțiunile pe care le-am întreprins în zona asta. Suntem pe final de intervenție, domnul prefect, și v-aș întreba ce mesaj ați avea să le transmiteți gurjenilor? Să aibă grijă de dinși, să se vaccineze. Doar dacă se vaccinează vom scăpa cu toții de această pandemie. Eu vă mulțumesc mult pentru intervenție și vă urez o seară frumoasă. Bună seara, vă mulțumesc și eu. Este oficial, Klaus Iohannis a anunțat deschiderea școlilor începând cu semestrul al doilea. Din 8 februarie, elevii se întorc la școală și fizic, renunțând la învățarea online. Nu toți însă. Se va reveni la sistemul scenariilor anterior suspendării cursurilor față în față. În zonele din scenariul verde se va merge normal la școală. În scenariul galben rămân deschise doar grădinițele și clasele primare, precum și cele terminale. Iar în scenariul roșu merg la școală doar preșcolarii și clasele primare. Dacă localitatea va fi carantinată, toată lumea stă acasă. În cazul universităților, situația va depinde de decizia fiecărei instituții. Doamnelor și domnilor, aici se încheie știrile Gorj TV. Urmează În Interes Public, unde invitat este Mihai Gherghe, managerul Departamentului Tehnic Producție la APA Regio Gorj. Noi ne revedem și mâine la ora 18 cu principalele evenimente ale zilei. O seară minunată!